Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri de sărbători. IPJ Suceava a fost nevoită să trimită arestații în județele vecine, mai precis la Bistrița și Botoșani. Totul s-a datorat numărului mare de reținuți în arestul poliției. Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a fost nevoit în perioada sărbătorilor să trimită arestații în județele vecine, adică la Bistrița și Botoșani. Ultimul care a ajuns la Bistrița este un bărbat din Șarul Dorne, acuzat de infracțiuni rutiere. Potrivit comisarului șef Ionuțe Pureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, instituția a fost nevoită să apeleze la vecini și anume la Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița și Botoșani, deoarece nu mai erau locuri la centrul de reținere și arestare preventivă. Totul se datorează numărului mare de reținuți în arestul poliției din preajma sărbătorilor, care a dus la ocuparea la capacitate maximă a arestului. Ultimul transfer la centrul de reținere și arestare preventivă a Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud este al unui bărbat din Șarul Dorne, acuzat de două infracțiuni la regimul rutier.